Bun găsit! O zi frumoasă! O să avem parte de armonie în familie dacă mai lăsăm de la noi și o să fim mai toleranți ca să fim un tot, o echipă. O zi în care vor exista unele preocupări sau incertitudini cu care ne vom confrunta. Totuși, vom fi într-o poziție bună de a realiza lucruri și de a dezvolta strategii solide pentru rezolvarea problemelor, precum și pentru prevenirea apariției obstacolelor. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. În ciuda câtorva dificultăți, nativul berbec va avea o zi fructoasă. Va rezolva rapid problemele, nu numai pe ale sale, ci și pe ale celor apropiați. Va ști foarte bine ce va avea de făcut, nu va pierde timpul în zadar. Nu va ascunde sentimentele în fața acelei persoane speciale, dragi berbeci, căci aveți toate șansele ca și aceasta să aibă trăiri intense față de voi. Discutați deschis, vorbiți despre voi și, de ce nu, despre o potențială relație de dragoste. Dacă lucrurile nu merg conform planului, însă vă înțelegeți extraordinar, păstrați prietenia, că s-ar putea să dureze toată viața. Totuși, persoanele cu care va intra în contact vor avea câteva reproșuri la adresa sa, deoarece uneori va avea un discurs prea direct, iar alteori nu va considera necesar să-și pondereze comentariile critice. Oricum, va fi puțin probabil ca cineva să se aventureze într-o ceartă cu nativul berbec. Spre seară se va scuza în fața celor dragi, regretând cuvinte mai dure adresate acestora. Taur. Nativul Taur va avea posibilitatea să vorbească mult cu persoane a căror opinie va fi importantă pentru el. Va primi multe informații utile datorită cărora va lua decizia corectă într-o anumită problemă. Va avea întâlniri neașteptate cu vechi cunoștințe. Va putea renoda legături vechi. Cei aflați sub semnul Taurului trebuie să ia o decizie foarte importantă astăzi în ceea ce privește locul de muncă. Dacă vreți să faceți o schimbare, ori nu vă mai convine salariul, puteți discuta cu șeful vostru. Există șansa ca tensiunile dintre voi și ceilalți colegi de serviciu să fie unul dintre motivele pentru care nu vă doriți să mai faceți parte din echipă. Nu este nicio problemă, multe alte companii își vor dori să colaboreze cu voi. O persoană pe care a iubit-o mai de mult va putea să reintre în viața sa. Nu va trebui să ia decizii pripite, deoarece fiecare pas va trebui bine gândit. Astrele îi recomandă nativului Taur să evite supra-solicitările emoționale și fizice. Acest lucru va fi extrem de important către seară, când potențialul său energetic va fi minim. Gemeni. Nativul Gemeni va avea o zi plină de realizări. Cu toate acestea, nu îi va fi deloc ușor. Va fi greu de evitat concurența, îndeosebi confruntarea cu un adversar puternic. Va fi dificil să facă față presiunii rivalilor ce vor recurge la metode necinstite, încercând să-i distragă atenția de la obiectivele sale, dar totul se va termina cu bine. Nativii Gemeni nu au scăpat de muncă, implicit nici de stres în această perioadă. Mai este totuși puțin până la vacanță dacă ați planificat vreo scapadă în viitorul apropiat. Puteți să vă faceți bagajele, dar doar imaginar. Aveți însă grijă și la vreme. O răceală fix în perioada aceasta vă va strica concediul din toate punctele de vedere. În conversațiile cu cei dragi, nativul Gemeni va trebui să fie foarte delicat și să nu își impună punctul de vedere cu orice preț. Acest lucru va ajuta la apariția unor eventuale certuri. Nu va fi de dorit să-și reamintească unele evenimente neplăcute din trecut. Rac. Nativul Rac va avea o zi înțesată de probleme minore, fiecare dintre acestea necesitând un dram de atenție din partea sa. Va încerca să evite situațiile stresante, dar acest lucru nu va fi întotdeauna posibil. Un prieten le va face o surpriză racilor în cel mai neașteptat moment. Dacă v-ați simțit singuri în ultima perioadă, ori poate neajutorați, acum este momentul să vă schimbați complet părerea, căci această persoană va veni de departe pentru a vă fi alături câteva zile. Petreceți tot timpul împreună de până ați amintit și participați la diferite evenimente care să vă aducă bună dispoziție. Prasolicitarea, experiențele acestea vor fi uneori atât de puternice încât vor putea aduce la apariția unor afecțiuni. De cele mai multe ori va întâmpina dispute obișnuite. Va fi necesar să-și apere poziție, iar dacă va ceda, va regreta cât de curând. Atenție, spre seară, nativul Rac va putea fi înșelat de persoane pe care le-a considerat recent prieteni și aliați, dar care vor fi gata să-l trădeze. Leu.
Nativul leu își va dedica ziua întocmirii unui plan eficient de acțiune. Cu cât se va gândi mai bine și va acorda mai multă atenție micilor detalii, cu atât va fi mai bine pentru el. Singurul lucru mai rău decât să te lauzi singur este să exagerezi cu modestia. Așadar, dacă ai făcut ceva notabil, nu fi timid. Dacă te ferești să te lași lăuda de ceilalți, atunci nu faci altceva decât să te minimalizezi și să lași impresia că nu ai făcut nimic special. Nu îți face griji pentru cine ar putea fi gelos pe realizările tale. Meriți toate laudele, deci bucură-te de moment. Acțiunile făcute sub influența emoțiilor trecătoare nu-i vor aduce rezultatele așteptate. Chiar și cei care l-au susținut anterior în mod necondiționat se vor putea certa cu el în această zi. Astrele îi recomandă nativului leu să amâne întâlnirile programate, precum și problemele minore, deoarece va avea nevoie de toate forțele pentru a se concentra asupra finalizării acestui plan, ce se va dovedi benefic în final. Fecioară. Nu va fi cea mai plăcută zi pentru nativul fecioară. Va trebui să-și ajusteze planurile, să-și modifice deciziile luate destul de recent și acest lucru îi va displăcea. Problemele propuse spre rezolvare în această zi vor trebui amânate pentru a se concentra pe ceva urgent, dar mult mai puțin interesant. E o zi plină de incertitudine, dar s-ar putea să nu fie un lucru atât de rău. Neștiind exact ce urmează să se întâmple, ar putea să-ți aprindă imaginația și să te ajute să vezi lucrurile într-o lumină nouă, pozitivă. Acum e momentul să explorezi noi senzații, să cauți noi locații, ori cartiere pe care nu le-ai mai vizitat până acum. Nu-i așa că viața devine mai palpitantă când nu mai știi totul dinainte? Starea de spirit datorată acestei situații, desigur, nu va fi cea mai bună. Cei apropiați vor fi încurcați de noile sale idei și nu vor fi încă pregătiți să-l susțină. Astrele îi recomandă nativului fecioară să aibă răbdare. Va putea dura ceva timp până când ideile sale vor fi apreciate. Principalul câștig va fi ca el însuși să creadă în succesul lor. Balanță. În ciuda faptului că se va concentra mai mult pe latura materială și financiară a vieții, nativul balanță nu va trebui să uite de relațiile sale, uneori dificile, cu persoanele apropiate. Va fi important să-și stabilească obiectivele cât mai curând posibil. Numai prin înțelegerea corectă a tot ceea ce va dori să realizeze, va găsi modalitatea de a evita neînțelegerile și disputele inutile. Poți să îți ții cât vrei capul plecat, crezând că așa eviți un conflict cu cineva apropiat. Nu va funcționa. Uneori conflictul este inevitabil și îți poate aduce și beneficii. Nu e nimic de care să-ți fie frică, ba chiar poți învăța câte ceva după lecția de astăzi. Spune lucrurilor pe nume. Te vei simți mai bine după ce îți vei demonstra că poți ține piept persoanei pe care o evitai până acum. Va fi posibilă finalizarea unor lucrări începute săptămâna trecută. În relațiile personale, va fi important pentru nativul balanță să prevină orice manifestare a egoismului. Armonia din familie va fi posibilă numai dacă își va aminti mereu de interesele și dorințele celor dragi. Scorpion. Nativul Scorpion va avea o zi echilibrată și pozitivă. O mulțime de lucruri interesante se vor întâmpla, astfel încât nu va fi loc de plictiseală. Ideile sale vor primi sprijin, va putea realiza ceva ce a fost de mult timp conceput. Activitățile fizice nu îl vor înspăimânta și se va descurca bine cu ele. Cineva din viața ta privată vrea să intre în viața ta profesională sau invers și va face o mișcare majoră în această direcție astăzi. Acest lucru poate fi benefic pentru ea, dar dificil pentru tine. Îți va fi greu să te raportezi la persoana respectivă și altfel decât ai făcut-o până acum. Nu lua ușor această tranziție. Va rezolva probleme financiare sau se va putea implica în perfectarea unor documente importante. Spre seară, nativul Scorpion va avea surprize plăcute de la cei dragi sau vești bune privind membrii familiei sale. Nu vor fi excluse schimbările pozitive în relația sa cu o persoană foarte dragă. Săgetător. Ziua va fi excelentă pentru nativul săgetător, dacă nu își va supraestima capabilitățile. Prin urmare, va fi mai bine să nu se implice în sarcini care vor necesita eforturi fizice mari. De asemenea, ideal va fi dacă se va abține de la călătorii lungi în spatele volanului. Acestea vor fi prea obositoare pentru organismul său. Aveți atât de mult potențial care nu e valorificat acum și aveți nevoie de injecție de încredere pentru ca lucrurile să se miște. Uneori, dacă vrei să creezi schimbări cu adevărat mari în viață,
viața ta, trebuie să începi să le faci pe cele mai mici, pentru a da universului un exemplu despre ceea ce urmează. Deci astăzi faceți câteva modificări minuscule. Urmați un alt traseu, purtați șosete nepotrivite, urcați scările în loc să luați liftul. Nativul săgetător va avea oportunitatea de a îmbunătăți în mod semnificativ relațiile de familie, prin rezolvarea unor probleme de ordin gospodăresc. Datele romantice vor avea succes, seara va fi propice pentru a lua inițiativă și pentru a-și mărturisi sentimentele. Capricorn. Deși va întâmpina unele momente mai grele, ziua va trece destul de prosper pentru nativul Capricorn. Datorită persistenței și ambiției sale caracteristice, va reuși să-și îndeplinească scopurile, dar pentru asta va fi nevoit să depună eforturi suplimentare, lucru de care va trebui să țină cont atunci când își va alcătui planurile. Sunteți pregătit pentru schimbări și ele se apropie curând. Trebuie doar să mai aveți puțină răbdare. Deocamdată, rutina voastră se păstrează, dar nu trebuie să fie prea plictisitoare. Dacă privești ziua ta ca pe ceva ce urmează să se schimbe, o vei aprecia mult mai mult. Lucrurile noi devin lucruri vechi, apoi dispar și s-ar putea să îți lipsească. Ești mult mai norocos decât majoritatea oamenilor și nu ar trebui să fie greu să găsești satisfacții în această zi. Prima jumătate a zilei va fi relativ calmă, dar în cea de-a doua va deveni mai iritabil și mai nerăbdător. Chiar și cei mai apropiați vor avea probleme să discute cu el. Probabilitatea certurilor va crește, dar dacă nativul Capricorn va dori, le va putea evita. Vărsător. Nativul vărsător va avea nevoie de lucruri interesante sau de impresii vii pentru a se simți bine. Efectele activităților monotone vor avea repercusiuni negative nu numai asupra stării de spirit, ci și asupra sistemului său nervos. Din fericire, va profita de șansa unui transfer al responsabilităților sale profesionale pe umerii unui coleg de muncă. Există o energie emoțională tensionată în jurul tău astăzi. Se pare că toată lumea este la limită și nu vrei să fii persoana care să facă pe cineva să dispară. Acesta este un moment bun pentru tine să pleci și să lucrezi la propriile lucruri pentru o perioadă. Dacă prietenii se bâlbuie, atunci optează pentru ieșiri singur. Este mai bine să scapi de drama lor decât să fii prins în ea. Și dacă nu puteți evita colegii de la serviciu, atunci asigurați-vă cel puțin că vă purtați singur de grijă. Ziua va fi foarte potrivită scurtelor călătorii, plimbări sau întâlniri cu prieteni vechi. Comunicarea cu ei îi va declanșa o mulțime de idei noi ce îl vor ajuta să privească oarecum diferit problemele sale actuale. O mică escapadă cu prietenii, undeva în afara orașului, îi va readuce pofta de viață. Pești. Ziua îi va deschide nativului Pești o nouă oportunitate de progres. Va fi păcat dacă nu o va folosi, probabil din cauza lipsei de încredere în sine sau a unei anxietăți neclare. Nu va trebui să se grăbească, va avea destul timp să analizeze datele probleme. Sentimentele tale nu sunt ceva ce poți băga sub covor, mai ales acum când ai atâtea emoții conflictuale, dar aveți responsabilitatea de a găsi o modalitate să le transmiteți oamenilor potriviți într-un mod corect. Certa cu colegul tău despre volumul de muncă nu va realiza nimic. Faceți împreună un plan și vorbește cu șeful. Arată tuturor că nu aștepți alte persoane care să facă schimbările pe care le dorești în viață. Dacă va decide să facă un pas important înainte, nu va regreta. Amintindu-și mai des despre succesele pe care deja le-a realizat, va căpăta încrederea necesară. Astrele îi recomandă nativului Pești să se ghideze după propria sa intuiție și bun simț, nici de cum după sfatul altora. Mai ales că cei dragi vor lăsa la latitudinea sa luare deciziei respective. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!